Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ia, de aici printre flori. Ia, uitați, am oameni aici la treabă. Am oameni aici care fac treabă. Ia. Plivește aici usturoiul. Ia. Bună ziua și noroc bun. Ei. Dar ce faci, doamnă, aici? Facem un pic de plajă. Unde? La soare. La soare? La soare. Așa și culezi aici. Duc niște verdeață la iepuraș. Și usturoiul așa de mare? Usturoiul, las că la iepur nu e bun usturoiul. Usturoiul nu e bun, dar nu e bun să-l mănânci ca să nu mai pui în mâncare. Pui numai așa, îi dai să mănânci și l-ai pus direct în tavă. Pe iepuri, cu tot cu... Usturoiul mâncăm noi mai târziu. Da? Dar dacă îl mănâncă iepurile nu-i bun? Nu e să... bun asta pentru iepuraș, nu? Da, cum să nu? Da, morcovul ce faci cu el? Ia vin încoace, dem. Hai să scoatem o leacă morcovul. Că după cum vezi, eu am fost harnic și am dat o dată cu freza ieri, o dată azi și o rămas usturoiul acolo pus de astă toamnă. Dar ăsta lasă așa. Da, hai să vedem o leacă și cu morcovul ăsta. Ia uite-o la leacă. Uite la asta. Da, cum o să scos pe asta, cu toate că ar sta mai bine așa în pământ, dar sigur face sămânța anul ăsta. Cu furca asta vrei să scoți? Da, da, e de aici. E de aici, doamnă, că facem treaba imediat. Facem treaba acum imediat. Ia să vedem și este pe aici, dacă mai găsim usturoi de aici, morcov, e? Uite, mai este și care e prins de ger. Care e bun, e bun, care nu? Da, păi, o apucat și o rămas aici, dar e foarte bun ăsta. Uite-lea. Care e sănătos, mergi la mâncare. Da, 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 uite-lea. Mai dăm și pe la iepuraș câte unul, doi. Păi care e mărunt și ăsta, ce să-i faci? Ia să vedem. Asta de aici, să-l văd. Ia. Mamă, ăsta până unde? Dar fii atent ce bine o stat ea. Uite-o leacă cam cum arată. Păi vin, dacă nu-l descoperă dăunătorii. Apoi asta e că dacă vin cârtițele alea... Mamă, dar și eu ce fii atent cu ea, dat alte rădășini cu ea. I-a dat alte rădășini acu. Dar și dulce și bun e la mâncare, dar... Uite, mai este și care l-a prins înghețul, ia. Iată, i-a rămas numai vârful în pământ, ia. Iată. Iată, mai este aici. No, da, păi dacă stă o iarnă aici, dacă acopeream cu ceva, cu niște coceni sau cu niște frunze, eu zic că stătea perfect. Nu mai avea treabă cu friburile. Așa au făcut gripă. Gripă de asta morcoveală, morcovită. Asta se cheamă gripă morcovită. Ia să vedem. Mamă, dar și supă, ia să facem un pireu de morcov. Iată. Ceapă, am înțeles că ai plivit și prin solar. Am curățat un pic ceapa. Ești pensionar și îți pasă ție. În lipsa mie pe aici, gata, nu mai mi-ai luat pâinea de la solar de acum. Ei, da, iasă, așa acum, cât e puțin. De acum nu mai am eu treabă în solar. Numai puterea și energia care au fost. Hei, da, cum să nu? Acum, și dacă ești tânără pensionară, trebuie să ai activitate, nu să zici că nu mai ai putere. Uite la asta, ia. Ia. Dar tu de ce sufli acum? Da, suflu că eu sunt bătrân. Cum să nu suflu, vrei să mă înăduș? Ia uite, mă, respiră bă, ușor. Ia uite, ești așa frumos, ia. Dar face sămânță dacă îl lași, sunt bătoșești. Ia. Deci noi scoatem morcov acum, primăvară. Ei, da, sunt drepți aici terenul să fie... Eu, dacă era lăsăm aici. Parcela întreagă. Uite, ești de o supă. O supă de... cu carne de... zei, de struț. Ia să mai e, un gât de struț, dacă ar fi. Dar nu mai este în congelator? Nu mai este, l-am făcut tot. Dar dacă aduc un gât de struț, ce are? E, doar fără gât nu poate trăi? Nu poate trăi fără gât? Da, ia să văd eu ce ai făcut-o acolo în solar, că am văzut eu acolo niște treburi. Da, ia să văd eu acum. Să văd eu ce s-a întâmplat cât am fost noi plecați, de când am pus noi și am plantat acolo. Ce am plantat? Ce apă parcă nu? E, niște verdețuri așa, de da? Primăvară. Hai să-mi ia și mă acuzim și acolo, hai. Da. Ia uitați, domne, aici. Ia, văd o umbră, ia, asta e umbra cu morcov.
Ia să-i văd. Eu fac inspecții. Ia să vedem noi ce au făcut aici. Ia uitați-o, leac. Ai rărit aici și ridichile, văd. Nu, că dacă încep să, auzi, dacă încep să facă, începem să le luăm. Da, ia să văd aici. Spanacul, uite, mai zice și buruiană, aia, dar tot ăsta... Asta... Da, acolo ceapa, ia uitați-o, așa, aici avem salata, a fost frig. Ia uitați salata cum arată. Da, e, vă că ai prășit aici un rândul ăsta de ceapă. Da, l-ai făcut frumos. Ia, uite aici ceapa cât e de frumoasă, doamne, s-a ascund iepurile după ea, să știi. Da, am văzut deja în piață, am văzut trăsaturi. Ia, ia uite, domnule, aici a început să facă ridichea, domnule, și vorbim. Ai mâncat cumva, fără să știu eu? Aha, auziți? Cred că am mâncat. Le-am mâncat, le-ai mâncat cel mai mare tu. Da. E, de acum o să facă. Ia uitați. Da, de acum ia aici sari. Și când ai venit aici, ai luat ridichea. Dar fi gustoase. Gunoiul. Da, de acum am scapat la verdea să nu mai murim de foame. Glumesc, bineînțeles. Dar e cald astăzi. Ia să vând de curiozitate ce indică aici termometru. Ia spune-mă. Cât e? 23 de grade. 23 de grade și am lăsat ușa deschisă la solar, că era jale, cred că a fost 30. Da. Ale la sol. Da, nu, 23 indică și ăsta. 22, 23. Depinde cum stă. Da, cam așa se prezintă solarul. Cred că să fie 3 săptămâni, o lună, nici nu știu exact. Da, a fost frig. Altfel mergea mai bine. Dar de acum înainte, este ceva. Am început să dau deja mâncare la pești. Sturionul și carasul și crapul. Mănâncă pentru că o cresc de vreo 10-12 grade în temperatura la apă și metabolismul lor a început să-și facă treaba. Sistemul digestiv lucrează. Da. Ei, acum s-au speriat. Că m-au văzut pe mine, dar era aici o forfoteală mai înainte de numai. Mai plutește din hrana asta pe deasupra și iese să o mănânce. Ia uitați, pisica asta e bucătăreasă. Vrea să dea la mașina de tocat. Haide mă, învârte acolo, ce faci? Ce faci acolo? E pescărița asta. Pisica asta e pescăriță. O bătut vântul și-o adus aici tot felul de frunze, tot felul de gunoaie. A fost o furtună de numai. Hai, doamne, trebuie un rog frumos, îți prezint un utilaj. Aceasta este o motofreză cu multiple funcții. Afânare, arare, grapare, e automată. Așa. E cu cutia automată, aveți aici o viteză... De ce trebuie să apăs pe un buton? Da, aici aveți o viteză înainte și două înapoi. Două înainte și una înapoi. Aveți 21 de viteză, vedeți? Da. E minus 1, 0, 2 și 1, da? Așa. Așa. Aici aveți un contact care ăsta funcționează pe bază de fir. Că luați, când puneți așa, atunci i-ați luat scânteia de la bujii, da. Să vă prezint și în partea asta aici. Veniți să vă arăt butonul de pornire. Acesta este un buton de pornire. Da, aveți aici un... Asta aveți un șoc, îl trageți așa aici. Așa, vedeți? Uitați-vă aici. Ia, repetați. Trageți asta aici. Așa. Acum, trageți până când vedeți că o pune o rezistență. Trageți așa. Și acum trage. Hai, trage. Dă-i șocul înapoi. Hai să vină. Când ai dat, ei da pleacă.
Ia, hai! Dacă vezi că fuge prea tare, apeși ca să țină, dacă nu, salți în sus, așa. Ia uite, mă! Mai stânga, trage stânga din volan. Semnalizează stânga! Ce faci aici? Se descurcă, domnule, se descurcă. Ei, gata, mi-o luat pâinea. Iar mi-o luat pâinea. Ia, uite-o, domnule. Eleu! Fac și treabă, domnule, dar ce să fac? Oprește-o! Oprește-o! Uite, are buton! Vine în toate! Are buton aici, ia! Ia firul și ăla și atinge la acolo, la sub. Ai văzut? Gata, mi-a luat și pâinea, din, pâinea asta din mână. Acum, fii atentă și faci. Scoți de aici așa un sector. Uite aici, da? Și poate și cealaltă. Și băgăm frumos pe rândul ăsta de usturoi de aici, pe rândul ăsta, să afânăm ca lumea solul. Da? Deci eu îți fac instructajul tot, iar cu înainte am om aici de grădină, nu mai am și o treabă, liniște, Mihaiță, gata, eu mă curma distruț. Ai reușit? Da, doamne, dar cum de și nu faci el, Mihaiță? Cum? E scos o săpăligă sau cum se numește aia? Un sector, se cheamă. Sector se numește? Da, sectorul de... 1, sectorul 2, da, București? Sector de zonă, numai că... Aici să vedem dacă are siguranță sau îi coșurub.
Dacă e cu șurub, trebuie să... Păi văd o, aici în partea asta, văd o... Da, da, asta se scoate. Aia? E și asta, dar trebuie să scot sectorul ăsta de aici. Uite, asta e, asta e o siguranță și iasă numai asta de aici. Talerul ăsta, uite-le. A, deși pentru ăla. Da. Dar nu știu, oare nu încape așa pe un scuroi ăsta? Da, să mă uit acum să văd de curiozitate dacă încape sau... Ți-ar putea să lovești frunza la usturoi. Da, asta trebuie să-l scot. E, dincolo a avut, uite așa, ia, bolți de asta cu siguranță. Aici cred că am pierdut boltul și am pus un șurub de asta. Dar mă duc să căut o chestie, că îl dau jos acum imediat. Iată, doamne, uite, am scos și pe asta. Uite, am scos și morișca asta. Șurubul, nu? Da, am scos șurubul. Normal trebuie să aibă așa bolți cu siguranță. Ca să le scoți repede, știi, să lucrezi, da? Și unii siguranță. E, s-o pierdut. Mai întreabă, mai fă de rușurea cu față de toată lumea. Ia să vedem acum în cadrezul pe și aici. Acum stă acolo fără talerele alea? Da, și are. Ce se întâmplă? Ei, trebuie acum să vedem dacă intră sau nu intră. Uite așa, descoperim tot frumos. Așa, uite, în genunchi. Uite, în genunchi mă închid la tine. Uite, alta-i treaba, ia. Tehnologie, domnule. Uite așa, e frumos. Altfel a fânat o leacă solul. Oi, nu m-a plivit, nu-i bun. Uite, ca uite frumos, ia. Uite, ia. Uite așa, ia. De acum trebuie iepuraș. Iepuraș la grătăraș, usturoi și ce mai trebuie? E, aici trebuie smuls asta, mai rămas aici o leacă. Facem frumos, doamne. Uite. A, că vedeți când e gata. Uite așa. V-am zis eu că e pescăriță, pisica asta. Ia ce faci? Ia, ia să vedeți ce faci. Ia, asta e pisică pescăriță. Ia. Ies de și prinde acolo. Și prinde acolo pescărița asta. Sunt curios. Și ei e de acolo. E gata.
făcut un pic de gărăjie aici și am niște crab chinezesc. Sare, domne, sare în sus, vadă și fac, cred, să uite. Da, ia să văd dacă nu mai face, o tumbă. Pasare într-un bazin, ba în altul. Face ce vrea el pe aici. Da. Ia să vedem, nu-l surprind. Să facă vreo tumbă. Ia. A fost în colțul ăsta aici. Ei, și aici fiecare cu usturoiul lui. Ia uitați o lecuță ca aici. Ia uitați o leacă și tufii de usturoi care cresc de la un an la altul. Ia uitați o lecuță ca ea. Ia uite aici. Ia. Cred că e de 10 ani aici. Tot am mai scos cu o tufă și cred că o să mai scot și o să transplantez. O să... Aurică, cred că are 40-50 de fire. Dacă îl las așa, e bun așa de stufat, de usturoi verde. Dacă să facă căpățin, ar trebui să-l iau de aici și să pun câte unul. Vă dați seama cam cât usturoi este aici? Da. Fiecare cu usturoiul lui. Asta ca să avem, la pește. Ei, cam așa arată terenul după a doua frezare. Că a început să se crească buruiană, dar am dat ieri odată, astăzi încă o dată. Se încălzește numai bine pământul, s-o anunța și săptămâna viitoare iarăși cald. O rămas aici frumos usturoiul, ia uitați-l cât de frumos se vede. Da, și urmează zilele viitoare, cred că mâine, să pun cartofi, ceapă și usturoi. Asta în prima fază acum, când îi permite timpul, temperatura. Și restul mai târziu. E, am venit aici la struțișor, domne. Gigi, el și faci, tată? Faci un dans? Băi, când mă interesează dansurile, mă interesează ouțile, bă. O fost frig? Fetele, și spune, de ce n-ați mai făcut ouă? Aveți 10 zile de când n-ați mai făcut un ou. Ce se întâmplă? Care-i treaba? A, o venit frigul? Uite, acum 2 zile, 3 zile de căldură. Nici un ouț, nimic. Gigel, tu și faci, tată. Hai că vă fac eu morcovel acum și vă dau morcovel. Ăla-i costeluș care... Așa. Hai, Gigele, bravo, tată. Gata. Gata. Băiete frumos. Te ești băie frumos, Gigele. Da, te ești băie frumos. Așa, tată, așa. Așa faci și tropotit, așa? Așa, 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 așa. Așa frumos, da. Da, tată, da, bravo. Bravo, Gigele. Bravo, băiete, bravo. Pufulete, pufulete, măi băiete, uite cum se uită fetele la tine, ia. Da, e frumos, zici el cum dansează, tată, da, tu du-te și fă ouț, fugi, hai, da, fetele, cochetele, hai, haide, mă, ha? Te uiți acolo, băzi pe aici albina? Ia uite pe ailalți, ailalți acolo, așteaptă. Și tată. Gigel, gata, tată, hai. Gata, știu că tu ești frumos. Și dansezi așa. Hai, ou, vreau ou, tată. Nicușor, care-i treaba aici? N-aveți ou, tată? Nici voi? Hă? Tu ce faci, dansezi tu? Ia că te-o blocat aici. Nicușor, care-i treaba? Ha? Nu, nici un ou. Ce ați făcut voi? A fost frig, așa-i? Nici în seara asta nu iau ou. Nu mă mai duc acasă, să știți. Fără ou nu mă mai primește acasă. Ați auzit? Oi, Nicușor. Costeluș. Aaa, ia-te ouă, ia. Ia uite ouă, ia. Ia uite ouă aici, ia. Mamă, dar ăsta e barosan, ia. Voleu. Vezi, poate îl calci, costeluș. Ăsta e barosan, ia uitați, a apărut ouțul.
Trebuie să mă dau mai încolo, nu cumva să-ți vină să-l calce. Dom'le, a apărut ouțul. Da, să cunoaște că s-a încălzit. Gata, ia să mă duc să aduc minciogul. Să mă duc să aduc minciogul. Costeluș, bravo, tată, bravo, tată, bravo. Cine l-a făcut? Care din fieti? Care din fieti l-a făcut? E, l-am văzut eu pe Costeluș, că el era agitat tare. Dar mă gândeam eu de și el așa. Acum mi-am dat seama. Acum mi-am dat seama, ia să văd dacă reușesc să-l halesc înainte de a veni. Ia să-i ia. Uuuu, dar este greu. E gata. L-am halit. E gata, l-am halit. Am și să faci, tata. Asta e viața. Da, Costeluș. Mulțumesc. Mulțumesc, care tu ești? E, văd eu. Mă uit pe camere, văd eu care și cum. Ho, ho, e cald acum. Ia uitați-l. Mă, ce faceți voi, mă? Mă, uite, v-am adus un ouț. Un ou. Vrei un ou? Ce faceți voi? Care-i treaba? Ha? A, vreți să vă dau drum pe afară? Astăzi nu. Nu, că ați fost obraznici. Da. Voi acum stați mai mult pe la umbră. Lasă crească frunza la copaci. Ca să fie un... Ei, da, și să discutăm. Ia să vine un nou membru. Asta de aici. Urât asta. Asta care năpârnește acum, își dă pe jocul jos. Ia uitați la ea cum îi se duce blănița. Da, și rămâne părul. E, cam majoritatea năpârlesc. Așa fac primăvara. Ia uitați, duc și blănița jos de pe ele și rămâne așa un păr frumos. Da. Da, vă aduc și mie aici acum și morcovel. Vă dă și tain, vă dă și mâncărică, apă. Aici a străcat, am un berbecu și ala toți cu coarne. Parcă eu făcut ceva cutia asta de apă aici, așa, adăpătoare. Hei, m-au văzut că am tocat. Că am dat prin răzătoare morcov. Și ia uitați cum stau aici. Și vreți, mă? Vreți morcov? Dar voi n-ar trebui să vă dau, că voi nu faceți ou, nu faceți nică. Voi sunteți în creștere. În aprilie, în mai, faceți un an. Da, numai tu, Mugurel, tu o faci doi. Voi aici? Dacă nu faceți ou, nu vă dau. Îi dau numai acolo, la Costeluș, în țarcul ăla, că e acolo făcut ou. Ați mâncat de aici? Ați mâncat, o, da. Hai să vă dau. Hai să vă dau. Ia să văd. Ia. Ia. Mamă, dar ce frumos miroase. Aha. Ia. Să vă mai dau un canjoc și gata. E suficient. Ar mânca și oițele. Toată lumea ar mânca. Nu? Lucierna. Ia uitați-o aici. Am tocat aseară. N-am mai filmat. Ia uitați-o cum arată. Verde frumoasă. Da. Tot să mănânci. Un miros așa de fân proaspăt. Haide mă, mâncați, mâncați morcoveți. Morcoveți. A, și aproape l-ați terminat. Ei, leu, eu și-o făcut ea. Ai prins de telefon și un palacule. Vă dau și vouă? Dar promiteți că mi-e... Nu faceți ouț? Ia. Hai. E suficient? Hai, e suficient pentru trei. Hai, poftă bună. Unde e cealaltă fată? E la vale. Nicușor, voi fetele, ce vă uitați? Ouă! Dacă faceți ouă, vă dau morcov. Dacă nu, nu vă dau. Hai, Nicușor, să-ți dau să-ți ia. Ia. Ia, auzi, băiețele, ia. Așteaptă. Hai, voi nu mâncați? Hai, trebuie să la mâncare. Ei, Costeluș, uite, a venit suplimentul aici, a venit imediat morcovul, dacă ați făcut ouă, fetele. Ia, bag. Mâine altul, da? Hai, băgați vitamine.
băgați vitamine dintre astea așa din naturale. Da? Hai. Poftă bună și vouă. Și Nicușor. Se uite, uite cum se uită Nicușor la tine, Costelu și ea. Ia uite cum se uită ea. Mi-ai luat fiesul. Ia ce-a făcut. Ia-te. Eu luat fiesul, domnule. Costelu și ești obraznic. Tu ce faci? Ți-am luat ouă, nu? Deși îi faci așa? Da? E, vrei fiesul să-l iei? Mi l-a luat Costeluș. Tu de aia se făceai continuu. Îmi furai. Aha, și să-ți fac. Ți-am luat ouă, na. Asta este. Trebuie și mănânc acolo și las, faci altul. Da? Mă cerți acum? Vedeți, mă ceartă. Știi că l-am luat. M-a văzut. Ha, uite că te să vă aduc și apă. Ați băut apă ea. Ha. Poftă bună, gata. Ce-i, mă? Ce-i? Vreți morcovial? Hai că vă aduc și mie aici acum morcovial. Ia să vedem dacă reușesc să și filmez, să și intru fără să ieși zvon. Hai, ce nu-i voie? Dă-te, dă-te încă. Nu, o să o bag așa. Ce faci, mă? Băi, ce faci aici? Da? Ia. Ia uși ați făcut aici, ia. Dă-i o leacă, ia, dă-te de aici. Hai, leu, poate îmi dai vreo, îmi dai în cap. Uite, domnule, dă-te de aici, mă. Băi, dă-te de aici. Ia, au ce fac. Cu gura plină, ia. Au ce fac aici, ia. Băi, sunteți obraznici, flămânjoșilor. Doamne, pe viață și pe moarte să bată la morcov. Le place mult. Nu le place la strus cum le place la oite. Băi, berbeșel, mi-i titel. Ia să vedem. A, uite așa e. E, se scutură aici așa. Vă place, mă? Ia uitați. Berbecuță. Berbecuță ăștia, ăștia, pastramă. Da, asta, da. Să-ți cresc coarne și ței, mă. Să-ți cresc coarne. Hai, toată lumea, treceți aici la mâncare. Hai, hai că eu gata de acum retrag. Poftă bună și vouă. Urâtule, năpârlești. Păi ai prichindei ăștia gemeni. Mă, ce faci tu aici, mă? Mă, titiala, tu stai? Băi, băi, stai cu minte, mă. Papă și tu, mă, că tu ești cu țâța în gură, mă. Ia, ia, ia. Și ai, mă. Ia uitați-vă, olea, cu țâcă și se joacă aici. Aici-i mititei. Ia, ia. Hai, hai la joacă voi. Voi n-aveți treabă cu morcovele. Hai. Am trecut pe aici, prin zonă. Pe lângă Iazul, în lacul de argint. Da. Și am văzut galben pe aici, pe câmpurile astea. Și e atât de frumos încât am zis hai să filmez un pic și să lăsați în comentarii cei care știți ce plantă este asta și la ce se folosește, da? Ia uitați un pic aici. Ce frumoasă îi. Are niște întrebuințări în medicina tradițională. Să folosesc și florile, să folosești și rădăcina. Ia uitați un pic aici cât de frumos, sunt primele flori care apar. Da, cam așa arată. Ia să vedem, lăsați în comentarii cei care știți ce plantă este asta. O nouă zi, aceiași prieteni. Doamnă, dar ai trecut de la freză, ai trecut la... Prieten? Da? Aceiași prieteni, da. Ești prietenul cu mine cumva? Mi-a spus să aduc raba, ce pui în raba? A, păi de executat și eu doar asta dau ordine. Da, ordine. Vă rog frumos să puneți greblușul, săpușul. Da, le-am pus în raba, le-am punem în mașină. Nu, punem în mașină, că uite ce avem în mașină aici și aia. Uitați-vă, olecuță, că și-am pregătit aici.
ăla e plugul, ăla e plugul țăranului român. Doamnă, vă rog frumos, lăsați-mă să fac prezentare aici. Unde pleci? Stai, răbdare! Ia uitați o lecuță că semințuri aici, usturoi, morcov, fasole, pătrunjel, sămânță de usturoi, cartofi care au stat la aerovizat. Ia uitați o lecuță că usturoi aici, cartofi dulci, cartofi mov, de toate culorile, de toate neamurile. Ia uitați cum le-am pus frumos în lădiții. Da, ați văzut că am pregătit terenul. De două, trei zile mă tot pregătesc, mașina e plină aici cu de toate. În parfum din zambile, zambile, narcisă, ce mai sunt pe aici, ia uitați-vă o lecuță că cât e de frumos și un parfum extraordinar. Lalele o să înflorească și ele, zambile, narcisii, da, ia uitați aici o floare a Paștelui, aici am și o camelică, am și o floare, o camelică, da, o camelică care ud panseluțele, să cam o filiesc, așa-i? Acolo, la soare, era mai... Așa e ca așa? Da, hai să vă arăt ceva, că avem smochini, domnule, noi. Am scos smochini dinăuntru, ia uitați cu smochinii pe ei, ia. Ia uitați o lecuță, că cât sunt de frumoase smochinile. Da, ei, da, am și cactus din Mykonos, da, din Grecia. Ia uitați-le, ăsta a zburat și cu avionul, o merg și cu vapor de croazieră. E cactus mecher ăsta. Acum i-am dat aici undeva la umbră, că s-ar putea să facă insolații. Nu e așa, doamnă? Să-i dai cu niște cremă, cu niște alifii, ca să nu facă insolații smochinii ăștia. Da? Da, protecție solară. Da, o protecție solară. Haideți să vă arăt ceva. Să vă arăt un copăcel acum. Da. Sper că nu dă înghețul și să ne bucurăm de florile lui. Ia uitați aici o magnolia. Ia uitați un pic cum arată magnolia asta. Ia să vedem aici. Avem ceva pe aici, floricele. Pe câmpii, să le adunăm copii. Da, anul trecut ne-o cam supărat înghețul și nu ne-am mai bucurat de florile ei. Da, aici un alt copăcel, un siberian care a înflorit deja și o să ne bucurăm de fructele lui, care sunt foarte dulci și plăcute, dar și benefici pentru organism. În rest, ce mai avem? Ia să mai vedem și să fug repede la treabă, da? Aici sunt niște lalele, da, albinuțile care, ia uitați-le cum se joacă, au polen la piciorușii, da, ia uitați aici, sunt la treabă albinuțile, ia, așa că și noi trebuie să facem treabă cât e soare și e frumos, da. În rest, parfum, doar parfum, ia uitați-le, și zgrăbită, și zgrăbită, spune furnicuța din căsuța neîngrijită. Da. Și un parfum de zambilă. S-a înflorit pământul, adică are așa o nuanță frumoasă. A rămas numai ustroiul verde. Acolo buriana a dispărut. De acum miaiță mai dai o dată cu freza. E s-o odihnit toată noaptea aici. Să fac rânduri, să punem cartofi. Cartofi, barabuli, mai vedem care e treaba. Am deschis aerisări, am deschis ușă. Cât credeți că e aici temperatura? Ia uitați, încă o scăzut acum aia. La 40 și cât. Era la 46 grade. Acum e scăzut o leacă. Da. Ia să văd eu, ridic asta, cum e crescut ieri. Ia uite-s-o. Da. Din coace în sol, 27. Fai de capuri de zările noastre. Se topește tot, se arde. Se prăjește. Da. S-o încălzit așa deodată de acum. Da, e bună, e ridic ea. Am mai văzut una. Ai trebuie cu tare acum. S-o ofilesc. S-o ofilesc ridicile. Da.
vedeți, comentează. Da. Da. Vă zic că și eu m-am născut cu ierovizare. Da. Da. Tatăl tău știa de ierovizat. Și da. Avea cartofi. Da, de unde știi tu că avea cartofi? Da. Pune cu colțul în sus, frumos. Da. 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 E, o lecuță, că dacă îi pui... Aha, da, da. Eu vreau să-i mănânc mai repede. Da, eu vreau să-i mănânc mai repede, da. Puneți frumos dreapt, doamnă, că să știți că dă urât. Da, aici la public și nu iasă cum trebuie, nu iasă drept. Păi eu o pun după cum ai făcut tu rândurile. Eu rândurile nu le-am făcut eu, le-au făcut mașinăria. Și asta mai fuge stânga-dreapta. Da, că eu nu-s chiar meseria așa la ținut. Eu nu-s agricultor, sunt aviator în brazdă. Da, vezi că aveți grijă cum dați cu manșalierul, că ochii din coașe spus, ia, în spate. Eu cum să vești? Nu știu. Da. Și nu ai laser. Da, și n-am laser, da. Rog frumos, spune frumos, nu umbla cu o prostie aici, așa, nu fă, ai grijă, nu calca pișela, că îi strici colțul, am pierdut un chel de cartof la cuib. Da, sigur. Dar cum să nu? Da, nu comentați, doamnă, nu comentați. Un chel de cartof. Hai, ai grijă, nu-i mișca pișela de acolo, gata. Dă-i drumul în față. Hai că-i frumos, oții și ea, e ca funia în sac de drept, oții, oși frumos, ia să ia. Exact ca funia în sac și vorbim, domne. Ia uitați aici, se lucrează, domne. Cât de cât acolo, iasă laser, ia. Ia uitați-o, leacă, ia. Da, iasă. De așa, el îi cresc, dar oare dacă le lăs așa? Și dacă le lăs așa, nu le mai acoperi și au, nu cresc? Cam văzut că sunt destul de mulți care pun... Culturile le pune pe pământ, nu în pământ. Da? Da, păi erau 46 de grade în solar. Am deschis și aerisării, am deschis tot că e jale. Da, să pune aici să lucrează, domnule. Pune, aici sta rândul ăsta care e drept, e pus de mine, vedeți? Ai o leacuță ca acolo, da. Da. Gata. De acum înainte l-a acoperit. Mai avem de pus, nu-i gata. Poftă bună! Am crezut că dai mâncare la pești. Am furat niște ridic și niște salată. Mănânc vreo furnică. Sunt așa de dulci și de bune ridicile de numai. Ai pus capcane pe aici? Da. Uite, ia. Am făcut. Așa de mari sunt? Da, uite, ia. Uite, ia. Oh, super! E bun, uite cu salată. Uite și apă. Vezi tu? Porția de vitamine, e. La masă, când mergi la masă. Uite brasca aia. Unde? Uite acolo ea. O fugit. Uite asta dincolo. Ia. Uite sare ea. Stau și mă uit la piesă aici, cum sară în sus. Să văd neapărat în solar, e jale. Am auzit ceva acolo. O sărit acum. Păi și cauți aici. Păi e jale cu ăștia. Ia, acum o sărit aici. Aia. Ia. Îmi vrei să-l luăm sau îl dau înapoi? O sărit prima. Ia. E, dar înapoi, doar acum că o sărit. Am auzit ceva. Ia, hai. Ia că sar iar. Asta sar pe mal, frate. Crapul ăsta chineză, asta sar. Îl prind, îl iau pisicile, zici că nu mai ai pește și el îl mănâncă pisica.
Ai văzut că avem pisică pescar, da? Da. Acu saria. Ia uitați-vă, o lecuță ca aici, am o mașină de plantat ceapă. O mașină de plantat ceapă, ia uitați aici, ia. Ia uitați cum arată ea. Ia, aproape la aseară, ia. Da, se cheamă Camelica. Da, acum stă și gheboasă. Da, ia uitați-vă, o lecuță ca aici. Unde? O fugit. O fugit ea. O fugit. Aproximativ. Uitați-vă, oleacă aici. Uitați-vă, olecuță, că aici. Domnule, mai poți, doamnă? Nu. Și cum ne mai puneți, dacă mai... E aici, flămândă. Dar a zis că vreți să sunteți la cură de slăbire, doamnă. N-am spus. N-am spus asta? Cât mai este aici? Cât mai este? A, mai este un pic și... Doar mai e de aia roșie, da? Și aia pune mai puțin, că nu... Dar o lăsăm așa, să se bronzează întâi? O lăsăm așa să se bronzează la soare. Și după aceea este, trebuie să stai așa o săptămână, nu? Cât trebuie să stai, o săptămână? Da. Până ce începe să crească și după aceea, da? Dar cum a spus-o, cu rădăcinile în sus sau în jos? Cum o pune mașina. A, deci mașina poate să o pună și cu rădăcinile în sus, nu? Deci nu știi rădăcinul să ducă. Da, eu știu, da. Dacă mai au cerebel, poate să orienteze? Ia să vedem noi, domnule, dacă e drept aici. Da, oricum asta e vina mea. Eu am făcut rândurile. Da. E bun. E perfect, doamnă. Să le acopăr de acum înainte. Da. Și să trecem să punem usuroiul. Avem dilema acum. O rămas și apa roșie, nu știm unde să o punem, da. Nu știm ce să facem. Încă să punem întâi usturoiul. Asta e, doamnă, punem întâi usturoiul. Așa, dar eu chiar trebuie desfăcut, că avem mai multe sortimente de usturoi. Aici. Aia, asta e irigație, doamnă, trece apă la presiune, la 120 de bari prin ea. Da, trebuie să desfacem căpățânile alea. Desfă-le, doamnă, frumos, și că aia din mijloc nu se pun. Pune tătii la oalaltă, nu ținem noi con, ca și ea-s mici, că-s mărunțăi, că-s mari, că-s... Da, hai să desfărăm toate. Deja le-o dat colțul, nu? Ia să vedem noi. Ei, care să fie mai mărunță, îi lăsăm mai la urmă. Dacă trebuie, punem. Dacă nu, nu mai punem, nu? Da. Așa, doamne, bravo. Bine că mă apropie. Da, și căței, domne. Am luat eu de la pipiniet niște usturoi. Astă toamnă, da, o să fie de sămânță. Le-am scris, nu mai răspuns. Mirosă tăta mușegai și o și dispărut site-ul ceala. Da, cred că a fost adus prin China de undeva, o prostit lumea și pe urmă o dispărut. Ia. Mă distorc, uite așa se face comerzul.
Aia stai din altă parte, îi lua de la sursă sigură. Sunt curios să vedem și o să iasă și cum o să fac. Nu? Uite, deja ăsta are început aici să iasă. Îmi pare rău că nu l-am, doar cred că l-am, mai l-am deci. Ei, tot e uscat, uscat, străcat, nu mai rămas nimic. Cine a scris pe el? Aici vorbește și românește aici, dacă mănânci un suroi de aici, chiar dacă mai știi vreo limbă străină, o uiți. Așa e de iute. Da, cred că e suficient. Nu e suficient, doamnă, pune aici așa. Nu mai desfac. Pune, doamnă, aici așa cum spun eu, că el e puțin cățăi la un, la un căpățân. Sunt mai mult cățăi, nu-s cățeni. Da. Hai de mine și de mine. Ce zice ăsta care, care e acum mai mare? Când îl vede pe ăsta, că stai și face plajă. Încercați, doamnă, și puneți ăla ăsta cu josul în jos și cu susul în sus. O să punem 3 feluri, 4 feluri de usturoi, de curiozitate să vedem. A să punem și sămânță ca să facem baib. Da, să facem, teoretic, dar practic mai vedem. Cu parfum de flori de prun, de corcoduș. Da, e cam gata prin seara asta. Să acoperesc și cartofii, am pus și ceapa, și usturoiul, și morcovul. Da, ce-o mai fost pe acolo, nici nu mai știu, bob, am pus și ceva porumb, cum o fi norocul, dacă dă vreo bumă se duce, dacă nu, și-o mai rămas pentru fasole, ce-o mai fi de asalte care suferă de frig. De acum înainte să văd la strus care-i treaba, să văd dacă mai făcut vreun ou în seara asta, după aia baie și odihne. A, uitați o lecuță că puieganii ăștia, gugureii ăștia, mugureii, care n-au niciun an, l-o întrecu pe ăsta, pe masculul ăsta, pe mugurel ăsta. Bă, te întrec ăștia, tu ce faci? A, ce vroiam eu să vă arăt. Ia uitați o lecuțică aici, și am îngăleata asta aici. Aici sunt cartofi, da? Și aia și-i sub stas, eu îi pun la fiert. Și la ce să-i dau decât la struț, nu? Ia uitați o lecuțică și să-i vedeți acum, uite așa, le dau un clocot, îi sfarm un pic, ăștia-s cartofi mofi, da, s-o mai arunc așa de ăștia pe aici, prin ceaunul ăsta, are cred că în jur de 30 de kilograme, nu știu cât are ceaunul ăsta. Haideți să vedeți acum cum mănâncă. Mă, o mai rămas un pic de morcov aici de ieri? Hai să văd dacă reușesc eu să vă pun cartofii ăștia. Ia să vedem. Ia, că nu reușesc să-i pun, că-i... Ia. Hai. Hai. Au și bag acolo. În balota asta, așa, tu culezi de pe jos. S-o mai duci pe jos. Ia uitați-i o lecuță, că cam cum mănâncă. Astea-s barabule, mă, ușor, tată, ușor, încet. Ia. Da, ia uitați-o lecuță, că la ei. Da. Ăștia mănâncă orice. Da, să vă aduc și pâine, mă, să vedeți, ca să nu vă... să nu vă se întoarcă de la cartof, că ăștia-s grași, mă. Iau și acolo. Ah. Și imediat, în 5 minute, o găleată o snopesc ea. Iau și... bă, înghite-o și acolo și gături au făcut ea. Doamne, păzăște, dar și le plac cartofii. Da. Ai. Am să pun mai mulți ca să vă dau cartofi ierți, mă, să mâncați. Au și acolo. Ia uitați o lecuță cam cum înfulică la cartofi. Ceva usturoi, ceva piper, sare, nimic, ulei. Vă pun și o leacă de ulei? Vă pun niște ulei de măslini, virgin? A? Nu, mă, ce faci tu aici? Te și vorbim, dumneavoastră, și ulei aici, ia. Ia te vă pun și ulei, ia. Uite așa e ca la salată, ia, la cartofi, ia. Ia, mâncați așa. Așa, tată. E bună asta, uite, ia. Uite, italian, ia, să nu vorbiți italian, ești, să nu mă înțeleg cu voi, da? Deci, mâncați aici, cartofi cu salată de cartofi, da, da. Da, hai, ăla-s, poftă bună, poftă bună.